Noi aveam monopolul la tot colțul, la fiecare segment și noi aveam de 12 ani Consiliul Concurenței care nu face nimic, nicio investigație de price fixing, de exemplu, sau de concentrare economică. Noi n-am văzut niciun monopol distrus. Câțiva oameni să aibă mașini de serviciu și să duc destul de bine lucrând la stat. N-am văzut o decizie a Consiliului Concurenței care să ordone, de exemplu, la o companie sau alta. Ok, tu ești monopol vertical, de exemplu, trebuie să te rupi între companii ca să asiguri condiții egale. Trebuie de miși și puși oameni profesioniști. Și doi, prin deregulare. Pentru că noi avem bariere la intrare la în fiecare sector. Asta de costuri, asta de proceduri, licențe, autorizații și mai departe. Apropo de miezul de nuci, noi avem monopol la export. Există o companie care are acces privilegiat la piața de export. Asta înseamnă că țăranii noștri nu neapărat vor beneficia la justa valoare de oportunitățile de CFTA. De fapt, o protejată de stat. Prin licență, prin autorizații, prin tarife înalte, un exportator de vin, testarea la laborator vreo 200 de euro. Același certificat în Germania costă vreo 18 euro, de 200 de sticle. Pentru tine asta e într-adevăr un cost semnificativ. De ce să plătești statului Moldovei să exporti? Să ai dreptul să exporti, trebuie să prezinți la VAMA anumite documente. O barieră artificială din partea statului Moldovei să prevină exportul produselor. În America, oricine trece VAMA fără pașaport. Vrei să faci export cum este, nu că dăm bine 5.000 de euro. Statul Moldovei n-are nicio drept aceste nuci, pentru că le aparțin ție, ca producător. Scoți povara birocratică pas cu pas, procedură cu procedură, eliberez un anumit segment unul după altul. Prin debirocratizare. Ei dacă știu că they are being watched, cumva lucrurile deja de la sine mecanism care îi verifică. La noi nu există o monitorizare. Tu îi spui la un ministru una și el îl sună pe subordonatul lui și el îi spune că nu, că tot e ok. Și așa îl crede. Și dar era clar că fiecare minister vroia să aibă bucățica lui, vroia să dea ștampila. Dacă ce se ținea cu dinții. Fără de nervi, asta e și corupție, pentru că acolo vrei facilitat, vrei rapid. Da. Cât mai mulți birocrați, cu cât mai mulți... Exact. Te mâine atinsă. Ți era un algoritm în care tu prii ministerul ăsta, tu e viceministrul la ministerul ăsta, tu e al treilea. Fiecare șefuleț răspundea la șefului de partid, nu la pe linie era. Că era foarte bizar că aveau doi șefi. De unde vine această xenofobie, frică de străini? Pentru că străinii n-au dreptul să cumpere pământ. Țară ca noastră, dacă tu ai capturat-o, tu spui că vrei investitori străini, dar nu mai vrei chiar mii deodată, pentru că atunci sistemul tău se năruie. Tu vrei așa 2-3 ca să-i arăți, ca să te întâlnești cu ei, ca să te mai vezi și așa mai departe. Ei se vină din urmă cu ambasadorii lor și se-ți rupă ușa, pentru că la tine corupție, pur și simplu, e enormă. Și nu vrei ca ei să angajează oameni care să nu fie sub controlul tău. La proteste vin pensionarii, nu de altceva. Nu pentru că restul sunt fericiți, pentru că restul depind într-un fel sau altul. Angajați la companii de stat. Te-ai văzut la proteste, da. Ai probleme deci deodată. Deci această xenofobie, de fapt, vine de la guvern care are... Este chestie practică. Tu nu vrei să dai controlul asupra economiei. Ai o masă critică de oameni care nu depind de tine și n-au de ce sisteme. Pentru că ei au job, ei au contract de muncă și după 5 ei pot să facă orice.